Nicușor Constantinescu ar fi fost externat din spitalul american John Hopkins încă din mai, la o lună după plecarea din țară. He's not here. He's not here. He's not in, physically here in the hospital. So he may have come for a procedure, but he's no longer here, is what I'm stating. He's not in the hospital. This gentleman hasn't been in the hospital since last month. Nu a revenit în țară până la 11 iunie, așa cum le promisese procurorilor. Inițial, procurorii i-au permis lui Nicușor Constantinescu să plece din România pentru a se trata în Statele Unite. Însă i-au impus un termen limită la care trebuia să se întoarcă. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, au considerat că dă dovadă de rea credință și iată că cer arestarea lui în lipsă. În apărarea lui, președintele Consiliului Județean Constanța a trimis în țară mai multe poze cu el pe patul de spital. Într-una ține în mână un ziar din data de 17 iunie pentru a arăta că pozele sunt recente. Chiar și un medic de la spitalul John Hopkins a trimis o scrisoare în care susține că pacientul trebuie să-și continue tratamentul. O întrerupere în acest moment a îngrijirii medicale a domnului Constantinescu ar compromite major starea sa de sănătate și poate anula progresul pe care l-a făcut în recuperarea sa și a stadiului oncologic. Nimeni nu a prevăzut că după operația respectivă va urma o infecție care va împiedica parcurgerea celei de-a doua etape de tratament, însă actele medicale arată faptul că după ce îi trece această infecție va mai dura cam în jur de 2 săptămâni până la vindecarea țesutului, iar schema de tratament durează între 6 săptămâni și 8 săptămâni. Deși Nicușor Constantinescu ceruse o păsuire de aproape 2 luni, magistrații au emis deja mandat de arestare pe numele lui. Decizia este executorie, dar nu definitivă și a fost contestată. Curtea de Apel București are ultimul cuvânt.